să se calculeze probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea radical de ordinul 3 din 1, radical de ordinul 3 din 2, radical de ordinul 3 din 30, acesta să fie număr rațional. Vă readuc aminte că probabilitatea unui eveniment reprezintă numărul de cazuri favorabile pe numărul de cazuri total. Prin urmare, va trebui să calculăm mai întâi cardinalul mulțimii, radical de ordinul 3 din 1 până la radical de ordinul 3 din 30. Ce înseamnă cardinalul unei mulțimi? Adică numărul de elemente ale unei mulțimi. Observați că numerele noastre sunt de la 1 la 30, deci cardinalul este 30. Și acum, acesta este numărul de cazuri total. Haideți să vedem câte favorabile avem. Radical de ordinul 3 dintr-un număr n este rațional dacă și numai dacă n este puterea a treia a unui număr natural. Da? Și acum, deci, de la numerele 1 până la 30, trebuie să vedem care sunt cuburi perfecte. Păi avem 1, care este 1 la a treia, 2 la a treia este cine? 8, 3 la a treia este 3 ori 3 ori 3, 27, 4 la a treia este 64, care nu convine. Nu convine. Prin urmare, câte cazuri favorabile avem? Avem 3 cazuri favorabile. Prin urmare, probabilitatea noastră este numărul de cazuri favorabile pe numărul total de cazuri, 3 supra 30, 1 pe 10, adică 0,1. Și aceasta este probabilitatea căutată.